Poezia se intitulează Săptămâna Patimilor. Compoziție Mirela Butacu. Recitată de Ionuț Leșcan. În această săptămână, hai să fim cu Dumnezeu, Cel ce pironit în mână, singur a trecut prin greu, Cel care a suferit trădare, rău fără să fi făcut, și printr-o îmbrățișare pe argint a fost vândut. Să călătorim cu gândul până la Ierusalim, unde Dumnezeu cuvântul și-a dat viața, vii să fim. Să ne dezbrăcăm de ură, să ne amintim cum El, suferind peste măsură, n-a cârtit în niciun fel, biciuit fiind pe cruce, în inimă ne-a purtat, pătimind pentru a ne aduce mântuirea de păcat. Putem noi vărsa 3 lacrimi pentru sângele ce-a curs? Pentru toate acele patimi care le-a îndurat Iisus? Crucea nu i-o putem duce. Răstigniți, cum o să fim? El n-ar vrea să fim pe cruce, dar ar vrea ca să-L iubim.